Ne aflăm la una dintre porțile de intrare în lumea lui Rotundu. Vă invit să vedeți lumea mea, a mizeriei, a sărăciei, a luxului și opulenței, a unei clase politice ticăloșite. Să rămânem cu limba românească, credința ortodoxă, graiul acesta străbun și tradițiile să rămână. Bună ziua, stimați telespectatori! Poate mai rețineți din reportajul difuzat în vară și intitulat Cimitirul Vesel Săpânța că părintele cu care am dialogat, Luțai Iustin, lansase provocarea către emisiunea Lumea lui Rotundu de a fi prezent și în ziua de 1 noiembrie, întrucât în această zi, la Săpânța, există un eveniment dedicat celor trecuți în neființă, un eveniment care are caracter aproape de unicitate, cu simbolistică creștin-ortodoxă. Iată că noi am reușit să ne ținem de cuvânt, suntem din nou în Săpânța, suntem în ziua de 1 noiembrie, mă aflu la casa parohială a bisericii de aici, din Săpânța, iar partenerul meu de dialog este părintele Grigore Luțai, seniorul părintelui Iustin, iar părintele o să ne explice în ce constă această simbolistică creștin-ortodoxă legată de sărbătoarea intitulată Luminarea și o să vă mai oferim o mică surpriză în sensul că părintele ne va vorbi și despre o personalitate bisericească aici în zonă care provine din județul nostru, din Botoșani. Părinte, bună ziua, bine v-am găsit și Doamne ajută! Bine ați revenit la Săpânța! Este o mare bucurie ca Maramureșul să fie cunoscut și în zona dumneavoastră, așa cum spun eu, în zona Moldovei și a Bucovinei și mai ales a botoșanilor. Părinte, deci să pornim dialogul nostru de la sărbătoarea de astăzi, Luminația. Ce reprezintă această, nu știu dacă e corect spus, sărbătoare sau eveniment religios? Această sărbătoare de astăzi, de 1 noiembrie, la noi se spune credincioșii de rând și așa s-a moștenit luminația, dar în, să zic așa, în sufletul lor este întâlnirea celor vii cu cei morți. Creștinii să pregătesc cu săptămâni de zile să ajungă și să participe cu sufletul, cu inima în cimitirile lor la această sărbătoare de a-și pomeni morții, părinți, frați, surori. Nu numai de a așeza lumânări pe mormintele lor, de a aduce mâncare, cum pregătesc parastase pentru cei dragi, ci mormintele sunt atât de frumos aranjate ca și orice unde, mormintele creștine, cu flori, le privesc, înlocuiesc pământul, deci cu atâta dichiseală fiecare familie, mai ales femeile creștine, ele aranjează mormintele. Este o întâlnire, aș putea spune și aduc aminte, de cei dragi. Biserica într-adevăr îi pomenește la Sfintele Liturghii. Noi mereu pomenim și vii și morții, la proscomidie, atunci când scoatem părticele pentru vii și pentru morți. Îi pomenim cu mulți cu numele sau fără nume. Dumnezeu le știe numele lor în Cartea Vieții. Astăzi vin îmbrăcați toți ca întotdeauna la Săpânța, vin îmbrăcați în negru, din cap până în picioare, de la cel mai mic la cel mai mare. Nu vezi aproape o părticică din îmbrăcămintea lor să fie o culoare mai deschisă. Și așa cum ei fac acest lucru în toate posturile din timpul anului bisericesc, cu postul mare, care 7 săptămâni, postul Crăciunului, postul Sfânt Petrului, cum zicem noi, postul Sfintei Mării Mari, iată, cu multă prețuire vorbesc despre creștini din Săpânta, Săpânța că își respectă cu sfințenie ceea ce au primit
din moși strămoși. Părinte, dar care este vechimea acestei sărbători? De unde provine ea? Când zona noastră a Moldovei, de exemplu, nu există așa ceva. Să nu uităm că când vorbim de Transilvania, mie îmi place foarte mult să spun Ardealul, fiindcă sunt și niște cântece care tu Ardeal, tu Ardeal. Și, corect, din Țara Moților. Din Țara Moților și nu, să știți că nu suntem, să știe și cei care vor auzi, nu suntem șovini, naționaliști, de a jigni pe cineva dacă are o altă credință, o alt crez, ci suntem aici, să zic, români din totdeauna și ortodoxi. Uniasia, care a fost la 1700, după aceea când a venit generalul Bucov din Orlul Maria Tereza, când a dat foc la bisericile și mănăstirile românești ortodoxe. Deci iată că Transilvania a trecut forțat la catolicism. Și iată, noi avem încă o influență a apusului, dar îi aduce mulțumire lui Dumnezeu că suntem ortodoxi. Și au fost dezbinări după 89, dar prea puține am putea spune, biruința este mare a bisericii ortodoxe de aici, din Transilvania. Deci de acolo se moștenește. Deci noi avem exact ca și cei din Muntenia, cei din Moldova, în cele 7 sâmbete din postul mare, sau sâmbetele morților, sâmbetele moșilor de vară, exact respectăm tipicul universal al bisericii ortodoxe. Dar aici e ceva aparte, în Maramureș. Nu numai la 1 noiembrie, iată că în satul meu unde m-am născut eu, pe Valea Izei, sau în alte localități, așa cum e Maramureș și istoric, împărțit Valea Izei, Valea Marei, iată, ca niște voievodate, vechiul Maramureș istoric, se fac la Sfântul Dumitru, chiar în ziua de Sfântul Dumitru. Deci, 26 octombrie. Și la Săpânța, ca și în orășelul apropiat Sighetul Marmației, alte localități, la 1 noiembrie. Deci, se îndreaptă lumea cu flori, lumânări, vin foarte de departe, chiar am rămas impresionat de câțiva ani de zile, vin care au plecat în Spania, le-au murit părinții, în Franța, în Europa, sau cei din țară fac orice jertfă, își iau o zi liberă și vin să-și plângă părinții, să adune cu cei din familie care au mai rămas, să aprindă câte o lumânare, își dau o îmbrățișare. Și această întâlnire, fiindcă noi credem creștini în înviere, moartea nu ne sperie, așa cum nu i-a speriat nici pe cioplitorii care au așezat crucile morminte în cimitirul Vesel. Iată că noi așteptăm fiecare creștinul adevărat cu bucurie, fiindcă trecem prin moarte la viață. Dacă n-am trece prin moarte, n-am putea să ne întâlnim cu Hristos cel înviat din morți. Așa după cum știm în învierea lui Lazar din morți, aici este citatul clasic când se duce Iisus în Betania, aproape de Ierusalim, când i-a spus: Lazare, vino afară. Și iată, el a ieșit cu fâși îmbrăcat și a înviat. Și a zis, înainte de a ajunge la mormânt, surorile Marta și Maria, fratele meu e mort de 4 zile. Deci i-a spus, crezi tu în Hristos? Da. Deci el a spus, eu sunt învierea și viața. Hristos le-a spus surorilor care însoțeau. Deci cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, el va trăi. Deci iată Hristos, cel care l-a înviat. Deci noi credem în nădejdea învierii, a răsplătirii noastre de-a dreapta sau de-a stânga împărăției sale. Părinte, efectiv în cimitir, ce se întâmplă? Dumneavoastră faceți o slujbă, ceva acolo? Da, ce dimineața fac? Am săvârșit Sfânta Liturghie și normal, și ieri dimineața și astăzi la orele 5:30 am început, fiindcă noi avem pictorii care sunt pe scenă, Sfântul Altar, pictează biserica în frescă și n-am vrut să deranjem. Și la orele 1:30 preoți să ne îndreptăm la cimitir și se adună din sat, deci vin femeile, copiii, cu soților, cu rudenile, așează flori, lumânări, își aduc de aur de pomană la cei săraci. Preoții care, să zic, dacă avem timp, suntem invitați, să zic, la mormântul celui drag și vin cu o listă, un pomelnic, morții, cei mai apropiați.
Deci nu ar ajunge, sunt aproape 800 de cruci în cimitirul Vesel. Ce ar fi? Trebuie să stăm câteva zile și nopți ca să trecem la fiecare cruce. E foarte scurt, dezlegare, ectenia și veșnică pomenire și o rugăciune Tatăl nostru și atunci și noi, slujitori, și creștinii mulțumiți că au înălțat o rugăciune spre iertarea păcatelor. Deci aproape facem peste 100 și ceva de morminte în seara aceasta. Da, am înțeles, părinte, noi o să fim prezenți când începe această oficiere a dumneavoastră acolo în cimitir, o să încercăm să surprindem câteva imagini despre starea sufletească a celor care au venit la morminte și acum să trecem la mica noastră surpriză pentru botoșeneni. Aveți aici în zona, am înțeles, o personalitate bisericească. Da, dar dumneavoastră vreți să prezentați un omagiu de activitate pentru că îl cunoașteți foarte bine. Da, este un prilej extraordinar că dumneavoastră, cei care vă însoțesc, sâmbătă, deci a fost ziua de naștere a Preasfințitului Varlam Ploieștean. Deci gândiți-vă, născut la Știubieni, botoșani. Profesor de teologie la Iași, a fost vicar Arhiepiscopiei și mitropolitul Moldovei sub prea fericit Daniel când era mitropolit la Iași, venind la București, a dus ca episcop vicar patriarhal. Ne cunoaștem aproape de 37 de ani. Gândiți-vă, de la București, de la facultate, și l-am știut atât de aproape întotdeauna și ne-a intrat în sufletul meu și a familiei mele, mai ales că el a neascultat și a venit să-l cunune pe fiul meu, preot Iustin, în urmă cu 8 ani de zile, cununia religioasă la cei doi copii, fată și fecior, la boteze. Nu numai atât, fiindcă el răspunde din partea Patriarhiei Române de Vicariatul Ucrainean. Aici sunt foarte multe localități pe malul Tisei și Valea Vișeului, peste multe localități cu ucraineni, aproape 100% credința ortodoxă, pe stil vechi, dar suntem în relații extraordinare, țin de Sfânta Patriarhie. Și el este reprezentantul care vine la Sfinte Liturghii mereu. Nu numai atât, știu că este ctitor de o sfântă mănăstire. Și împreună ne-am ostenit să căutăm niște meșteri de pe Valea Izei, de la Eod, să se îndrepte spre satul și locul preasfinției sale, locul de baștină. De atâtea ori mi-a povestit și la București când a venit la Săpânța, doresc din salarul meu, de profesor, din avuția mea de la părinții mei, din ceea ce mi-a dat Dumnezeu să ctitoresc o mănăstire. Iată și locul acolo unde la Știubieni. Dar... Da, este un schit de călugări la Știubieni, într-adevăr, da, care funcționează deja de câțiva ani. E bine cunoscut în zonă. E bine cunoscut și ar vrea să se știe, fiindcă jertfa preasfinției sale și multe clădiri acolo. Dar e dureros că el nu poate să intre să slujească niciodată acolo. Da, așa probabil au fost orânduit de Dumnezeu să fie și piedici. Să fie de jertfă și niște piedici, dar totuși să știe despre acest episcop, un mare, să zic, teolog, doctor în patrologie, care e iubit atât de mult. Când vine Maramureș, toată lumea așteaptă să-l cunoască, să-i audă cuvântul de învățătură. Deci noi îl iubim, nu numai de unde a plecat din zona Știubieni și de la Iași, de la Mitropolie și ca și profesor și îl iubim și la București și îl iubim și atunci și mai mult când ne vine în mijlocul nostru în Maramureș. Părinte, feciorul dumneavoastră, părintele Iustin Luțai, ne-a lansat în vară provocarea de a fi prezenți pe 1 noiembrie aici la sărbătoarea Luminația. Și dumneavoastră, cu puțin înainte de a intra noi în emisii, mi-ați lansat o provocare pentru o sărbătoare de început de ianuarie, de început de an nou. Vă mărturisesc că nu sunt doctor în teologie, dar sunt doctor în lemn și în piatră, ctitorind mănăstirea cea mai înaltă de lemn din Săpânța Perii. Așa, în amintirea fostei stravopeghii voievodale de 1891, iată, știu toate datele și obiceiurile din satele Maramureș și mi sunt dragi. Atunci când am puțin timp liber, chiar până la miezul nopții, de multe ori mă cunosc bătrâni care au rămas case, care sunt vechi, vâltori, mor de apă, dacă mai sunt. Deci sunt lucruri extraordinare și mai ales sărbătoarea de la Săpânța
de la Bobotează. Deci la noi este ieșim de la biserică pe o rază credincioși și atunci sunt de un kilometru, îmbrăcați din cap până în picioare, cu straiele mai frumos ca și portul de vară, parcă pleacă la luptă, așa, deci cu din lână toate cioarece aia, sumanul, cabatul, cum îi spun ei, femeile îmbrăcate și să face sfințirea apei cele mari și este toată suflarea de la cel mai mic la cel mai mare și cântă toți împreună în Iordan, botezându-l Doamne, că parcă se coboară îngerii din ceruri. Extraordinar. Așa, mai sunt niște obiceiuri atunci acolo, lângă apă, fetele și feciorii, se pune niște otavă, așa cum spunem, se ridică pentru căsătorie, deci norocul care îi se intre în mijlocul văii, săpânța să sfințește, se apleacă preot pe gheață acolo. Sunt niște ritualuri extraordinare. Da, părinte, o să încercăm să vedem cum putem rezolva, dacă nu ne-o sta timpul împotrivă. Aș avea o dorință să știe. Am rămas impresionat în 90 când am venit în iarnă, în 2 februarie, așa, da? Prima Sfânta Liturghie era într-o zi de vineri, chiar în ziua de întâmpinare a Domnului. Și chiar în acea zi, după masă, am avut o mormântare la cea mai, să zic, credincioasă familie, o bătrână la 8 de ani, dacă mă aduc eu aminte, și cu o seară înainte m-am dus la parastasă. Vă mărturisesc, aproape în curte când am intrat, sute de persoane, tineri, bătrâni, nu numai rudenile, priveghiu. În casă n-am putut să intru într-o dungă ca să intru până lângă sicriu să vârșesc serviciul religios. Și așa se întâmplă și acum. Și atunci am auzit pentru prima oară nepoată, numai femeile, tinere, care pur și simplu, zic, parcă spoiți adevărați, au atâta har și dar de la Dumnezeu, prin niște cuvinte și o melodie, își plâng și toată lumea aproape, dacă are har aceea creștină care cântă, aproape că le varsă lacrimi și plâng toți. Este extraordinar să-și plângă morții. Nu strigăte, nu știu cum, foarte frumos, merg pe o melodie. Da. Bocitica în Bucovina noastră. Da, exact, bocitile. Da, părinte, noi am primit cu plăcere invitația dumneavoastră de a fi prezent de Bobotează la anul aici. Stimați botoșăneni, rămâne... Și cu soacra, nu vă spun eu, ca să știe. Da, spuneți! Păi noi avem în cimitirul Vesel, cimitirurile toate din lume, într-adevăr se vorbește la superlativ. Dar în cimitirul de Săpânța, aproape la foarte multe cruci, îi se redă viața omului creștinului aproape 100%. Să accepte familia ca să vorbească despre tatăl, că a fost bețiv. Iată, în câteva cuvinte, acel epitaf de pe cruce. Toată viața cât a trăit el, multă suică a băut. Sau cel mor de moarte forțată la 46 de ani. Am crezut că a murit la gherla, la aiut, dar el a murit cu sticla în mână, cu țigara în gură, în bufetul satului. Sau în fața bisericii, și asta e ultima, unde soacra și amenință ginele. Interesant. Sunt soacre extraordinare, ca și mamele, dar sunt și soacre de multe ori, că sunt preot duhovnic care, într-adevăr, relase între ginere, noră și soacră. Și acolo, la această cruce, zice așa, unde și amenință ginele, îmbrăcat să rănește cu portul de Săpânța, sub această cruce grea, zace beata soacră mea. 3 zile de mai treia, zăcea meu și cicheia. Voi care treceți pe aici, încercați să nu o treziți. Ca acasă, dacă vine iară, cu gura pe mine. Dar așa eu mă purta că înapoi n-o turna. Stai aici, dragă soacra mea. Voi care citeți soacră, bună vă găsiți, cu ea bine să trăiți. Ca mine să nu pățiți. Și a murit 82 de ani, la vârsta de 82 de ani. Și foarte interesant că aici morții se îmbracă în costumație țărănească. Un singur ca, am avut un profesor de filozofie, era la Vișeu, l-a adus acasă, l-a mormântat, vă zic că ăsta profesor de filozofie, gândiți-vă asta, cred că ce costumați o să pună, îmbrăcat, țărănește. Nemțește. Deci țărănește, deci extraordinar. Și morții sunt descoperiți aici, așa îi duce până deocamdată. În mormântările nu sunt ca în Moldova și în Sud. Mormântarea la noi se face acasă. Pur și simplu. E slujba de mormântare acasă. Absolut. Nici în biserică la noi nu mortul nu intră, numai în fața bisericii. E Sfânta Evanghelia lui Lazar și dezlegarea. Deci sunt niște lucruri care deocamdată așa sunt. Și am vrea să rămân așa,
să dea Dumnezeu, anii preoții câți am și dacă voi pleca, să nu vină acea lege a secularizării ca și în Europa. Să rămânem cu limba românească, credința ortodoxă, graiul acesta străbun și tradițiile să rămână. Fiindcă, vedeți dumneavoastră, ce se mai vorbește în România? Despre Bucovina și Maramureș. Iată. Și sunt foarte mulți turiști. Să dea Dumnezeu să fie legătura între Moldova prin slopul, nu peste multă vreme, și atunci, iată, ne vom uni așa cum s-au unit parcă principatele Ardealul cu Moldova, să ne căutăm mai cu viteză unul cu celălalt. Da, mulțumesc, părinte. Deci, cum vă spuneam, stimați telespectatori, noi am primit provocarea de a fi prezenți aici de Bobotează în ianuarie 2018. Dacă timpul nu ne va sta împotrivă și vom avea căile de acces libere, sperăm să și vom fi și sănătoși, sperăm să fim prezenți la acest eveniment, pentru că, după cum l-a descris părintele Grigore Luțai, pare un eveniment de o frumusețe deosebită. De la casa parohială, de la părintele Grigore Luțai, ne îndreptăm spre cimitir pentru a surprinde imagini care să vă familiarizeze cu privire la conținutul acestei sărbători numită Luminația. Situată în cadrul natural și pitoresc oferit de pădurea Baisa, aflată la 8 km de Botoșani, cabana Stejarul a fost și continuă să fie o emblemă a Botoșanului. Cu spații de cazare ce oferă confort la nivelul pretențiilor actuale, cu o bucătărie care continuă să ofere mâncărurile tradiționale specifice Moldovei de Nord, cabana atrage ca un magnet turiștii care ajung în această zonă. Aici sunt găzduite evenimentele importante din viața de familie, precum nunți, botezuri, onomastici, dar și celebre agape prietenești. Dorințele dumneavoastră exprimate la telefoanele 0231 512 914 și 0740 818 173 vor fi îndeplinite cu promptitudine și profesionalism. Vă așteptăm cu mare drag! În laboratoarele Solomonescu, specialiștii au găsit gustul perfect al produselor lactate. Fă și tu parte din echipa de specialiști ai gustului. Alege calitatea! Alege Solomonescu! Să rămânem cu limba românească, credința ortodoxă, graiul acesta străbun și tradițiile să rămână. Amin, Tatăl nostru galești în cerul, sfințească să numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră ce ai toate zilele noastre, știată nouă greșeale noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și duce pe noi în ispită ce puteți de cer. Să rămânem cu limba românească, credința ortodoxă, graiul acesta străbun și tradițiile să rămână. Mă aflu lângă mormântul lui Ion Stan Pătraș, cel care a fondat cimitirul Vesel. În urma unui proces care s-a derulat între cei care se consideră a fi urmașii lui Ioan Stan Pătraș în ceea ce privește realizarea de cruci și epitafuri și o altă tabără care a considerat că nu trebuie să existe un monopol, o marcă înregistrată cu privire la cimitirul Vesel din Săpânța, deci în urma procesului care s-a judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție, cei
din tabăra care se consideră continuatorii la ceea ce a început Ioan Stan Pătraș au pierdut procesul. Vom sta de vorbă cu cel care a înregistrat ca marcă Cimitirul Vesel din Săpânța, este vorba de meșterul popular Pop Dumitru, dar vom sta de vorbă și cu un reprezentant al taberei care a câștigat procesul, respectiv cu domnul Stan Vasile Colțun, pe care de altfel îl cunoașteți din reportajul de astă vară. Deci vom asculta ambele părți și să vedem ce gânduri au în viitor cu privire la Cimitirul Vesel din Săpânța și dacă nu cumva acest proces a deschis o cutie a Pandorei care va duce la diminuarea valorii atât artistice cât și de renume a acestui cimitir cunoscut de acum în întreaga lume. Să rămânem cu limba românească, credința ortodoxă, graiul acesta străbun și tradițiile să rămână. În partea a doua a reportajului nostru mi-am propus să încercăm a clarifica problema care s-a creat în urma unui proces ce a rămas definitiv prin soluția dată de către Înalta Curte de Justiție și Casație a României. Mă aflu din nou la Casa Memorială Ioan Stan Pătraș și discut din nou cu domnul Ioan, cu domnul Pop Dumitru, cel care a preluat ștafeta de la mentorul său Stan Pătraș și care continuă să păstreze această tradiție nobilă pentru Cimitirul Vesel din Săpânța și care a fost parte activă în acest proces. O să vedem ce ne spune dumnealui, care pot fi consecințele, urmările acestui proces și ce se întrevede pentru viitor cu acest Cimitir Vesel din Săpânța. Deci, domnul Pop Dumitru, ne aflăm în atelierul dumneavoastră. Țineți mâna pe o cruce. Am înțeles că la dumneavoastră există un ritual cu privire la realizarea crucilor pentru Cimitirul Vesel, adică există un sezon de lucru. Da, eu acum este finalitatea anului de lucru, eu încep în martie și termin în noiembrie, ci la 1 noiembrie ziua morților și chiar asta este ultima cruce care merge în cimitir. Vrem să discutăm, domnul Pop Dumitru, legat de procesul care a fost la Înalta Curte de Casație și Justiție. Haideți, vă rog, faceți o sinteză a acestui proces, ce s-a judecat acolo, ce s-a hotărât și care sunt consecințele acestei hotărâri? Da, este adevărat. Eu am avut două procese, nu un singur proces, două procese care au fost pe rolul și au ajuns la Înaltă Curte. Primul a fost cruce tip Săpânța, al doilea proces a fost modele și desen. Așa că cine m-a dat pe mine în instanță sunt niște persoane care au venit mult după ceea ce am preluat eu acest atelier și au început ca să lucreze după modelele mele care eu mi le-am creat și așa că eu am ajuns la OSIM ca să mă înregistrez această marcă și aceste modele. Deoarece nu le-a convenit la unele persoane ceea ce se întâmplă, au mers la Tribunalul București și m-au dat în judecată, fiindcă așa este soluțiile astea de rezolvare prin tribunal. Și m-au dat în judecată, am pierdut și marca, am pierdut și modele și desenă. Cum vine asta? Tot ce am pus eu pentru apărare nu s-a luat în considerare. Ei m-au dat în judecată folosirea mărcii cu rea credință. Eu, o simul acum va fi un dator față de mine, fiindcă eu nu am făcut eu acea înregistrare. A făcut-o o organizație instituțională a statului român care este abilitat să înregistreze aceste drepturi de creații. Sigur că da. Și toate cum să zic, toată apărarea mea care a fost pusă la dosar, nu s-a luat nimic în considerare, ci m-a pus pe mine folosirea mărcii cu rea credință. Eu n-am înțeles nici în ziua de astăzi cum poți să folosești o marcă cu rea credință, că nu, dacă o făceam eu, da, într-adevăr, domnule, foloseam marca cu rea credință, dar n-am făcut-o eu, că a fost o instituție a statului. Și am văzut că
instituția care a făcut această înregistrare s-a făcut că plouă. Nu înțeleg de ce. Deci Osimul n-a fost parte activă în acest proces să vă apere? Adică să-și apere în primul rând prestigiul Osimul ca instituție? Osimul a dat din coate și a făcut că plouă. A spus, domnule, nu știam că sunt probleme de litigiu înainte. N-am avut nicio problemă de litigiu înainte, fiindcă toate drepturile care le-am drepturi notariale. Nu sunt drepturi preluate de la cineva care să zic, domnule, le-am falsificat, că așa am ajuns și în instanță, că am falsificat niște lucrări, diploma și mai multe lucruri. Dar... Diploma dumneavoastră prin care sunteți autorizat ca meșter sau ce acte? Eu am terminat Școala Populară de Artă format de Ion Stan Pătraș. Sunt singura persoană care se poate și verifica, sunt singura persoană care am un diplomă sculptor-pictor. Probabil acești oameni care m-au dat în judecată, lor le scrie în diplomă sculptori, nu spune și pictori. Și ei spunea, domnule, dar și am învățat pictura, dar ceea ce știu eu nu știau ei și nu vor ști ceea ce știu eu. Plus că au lucrat cu Stan Pătraș, cu mine au lucrat împreună, ce eu de la vârsta de 9 ani, pregătindu-mă Ion Stan Pătraș. Acum vin cu argumente că nu eu am fost, a fost altcineva. Nu, că domnul Pop Dumitru, eu în vară când am realizat reportajul, am stat de vorbă cu, dacă nu greșesc numele, Stan Vasile Coltun. Dumnealui a spus că este parte activă în acest proces și că nu vrea altceva decât să aibă și ei, ca foști ucenici al lui Stan Pătraș, să aibă dreptul de a realiza cruci în cimitir. Acum, după această soluție dată de instanță... Și înainte putea să facă cruci, să înțeleagă lumea. Stan Vasile Colțun a făcut 4 sau 5 cruci în cimitirul Vesel de când a lucrat cu Stan Ion Pătraș. El s-a retras din această... Vedeți că nu se ia în instanță ceea ce spun eu. Face parte dintr-o familie de adventiști care lor pe timpul înainte le interzicea să facă chipul ciopii. A, deci nu-i creștin ortodox? Nu. Și de aia eu cu asta mă bat. Au băgat un nepot de-a lui care l-a băgat în față ca să-l lanseze și mă copie pe mine. Că aici e problema mare. Nu, Pop Dumitru, acum înțeleg, deci e o luptă practic mutată pe terenul religiei. Adică e vorba de credința ortodoxă, cea în care este realizat cimitirul Vesel, și o luptă a acestor secte care vin din afară și care ce urmăresc? Urmăresc, probabil vor urmări și distrugerea acestui cimitir, din cauza că, vă spun care a fost toată situația, s-au deschis niște chioșcuri în fața cimitirului și au început acele chiciuri care au intrat în valoarea chioșcilor. Și a venit din toate părțile și a făcut embleme cu cimitirul Vesel din Săpânță. Eu asta am vrut să apăr, n-am vrut să apăr altceva. Și am spus în felul următor, domnule, faceți miniaturi, faceți orice, numai... Care este scopul nostru? Nu vă înlăturați de la această meserie, că e o bază a comunei, ci nu este a mea, nu este a lor, este a lui Ion Stan Pătraș. Și noi, să nu ne îndepărtăm de ceea ce a creat, că e, vă puteți da seama, se poate citi New York Times, în 2002 cimitirul Vesel a venit locul 2 în lume ca unicitate. Să mă caute în cataloge, să vadă că cine este urmașul Ion Stan Pătraș. Dar lucrurile astea nu le-ați spus judecătorilor la înalta curte? Nu se ia în considerare. Bun, haideți să clarificăm problema. În urma acestei hotărâri, ce se va întâmpla cu cimitirul Vesel? Asta depinde de... Acum depinde de primărie. Primărie depinde ce pasuri vor face. Fiindcă pe timpul lui Ion Stan Pătraș, primăria l-a ajutat foarte mult. L-a ajutat centrul de creație de la Baia Mare. Pe mine, de când sunt aici, nu m-a ajutat nimeni. M-a ajutat decât centrul de creație de la Baia Mare și după când am ajuns în proces, s-au făcut toți, s-au înlăturat și n-a venit nimeni să spună, domnule, cine e urmașul? Că aici e vorba. Domnule, cine e urmașul cimitirului Vesel? Că nu e altcineva. Bun, problema să pune crucile în cimitir. Cine le va realiza de acum înainte, pe lângă dumneavoastră? Eu îmi pregătesc copiii, nu este o problemă de asta. O să-mi pregătesc unul care o să-mi țină... Să conducă ștafieta lui Ion Stan Pătraș. Sigur că da. Și o să-i dau cu mână înscris, voi da asta, ca să poată moșteni această meserie.
fiindcă toate actele, încă nu este, stați numai puțin, că încă mai la OSIM mai sunt înregistrate. Se poate căuta la Orda, este dreptul de autor. Se poate merge la Orda să vadă ce este înregistrat, că nu e numai așa am făcut pentru... Eu am făcut pentru apărarea acestui meșteșug, ca să înțeleagă lumea că nu am, ei spuneau că eu vreau să mă îmbogățesc de pe spatele lor. Cu ce m-au ajutat eu sau ce le-am luat eu lor ca să mă pot îmbogăți? Nu cunosc meșteri populari, realizatori de artă care s-au îmbogățit pe timpul vieții. De obicei, operile, creațiile lor au primit valoare după ce ei au dispărut din lumea noastră. Dar domnul Pop Dumitru, în momentul de față, părintele Luțai, care administrează cimitirul, ce punct de vedere ar avea față de ce s-a întâmplat la București? Încă cu dânsul n-am stat de vorbă. Eu voi încerca să iau legătura cât cu... să învie... Deocamdată eu n-am primit nimic de la înaltă curte. Când primesc actele doveditoare care pot să mă duc la... O să vin la Baia Mare Direcția de Cultură, o să anunț Direcția de Cultură, o să ajung la prefectul Maramureșului, să vedem ce părere are prefectul, atunci o să vin la Primăria Comunei Săpânța să-i pun la o masă rotundă să vedem ce putem să facem. Dacă nu, eu pot să fac și altceva. Sunt multe lucruri care eu mă pot retrage ușor, pot să mă dau patentul la altă persoană și care este problema? Nu este o problemă pentru mine. Da, de ceea ce am muncit. Eu am 40 de ani în această muncă, vă puteți da seama, în iunie am făcut 40 de ani în acest loc, în acest atelier și vine unul și spune, bă, dar nu mai e dreptul tău aici. Nu, Pop Dumitru, există un proverb românesc, copilul care se naște cu mai multe moași moare. Depinde acum, știți, eu proverbele acestea vin din multe părți și multe cuvinte eu am aud, deoarece intru pe internet și găsesc fel și fel de comentarii despre cimitirul Vesel. Eu am încercat prin toate metodele ca să apăr, am intrat de multe ori în cimitir, am încercat ca să aranjăm zona cimitirului, ca lumea când vine să meargă cu ceva de aici. Numai dacă te pui în fața unei cruci, nu știi nimic. Deja... Dar trebuie să fie cineva ca să-i explice. Am avut ocazia ca, la diferite delegații foarte mari, am avut ocazia ca să vin în fața lor să le prezint, să înțeleagă ce este cimitirul Vesel. După un timp încoace, am fost înlăturat oricum, venea altcineva și face prezentarea cimitirului, care nu are nicio legătură cu cimitirul. Aici e problema pentru mine mai mult, fiindcă sunt persoane care nu au, apar pe televiziuni, se fac istorici al cimitirului Vesel. Nu înțeleg de ce. Da, eu v-am întrebat care vor fi consecințele, pentru că se poate ajunge în situația total neplăcută ca acest cimitir să-și piardă din valoare în condițiile în care ținuta artistică, modul în care sunt realizate aceste epitafuri pe cruce, modul în care este realizată crucea în sine, păstrându-se culorile astea tradiționale ale dumneavoastră de aici, din Săpânța, albastru de Săpânța, modelul crucilor, în momentul în care vor apărea mai mulți meșteri, fiecare va încerca să-și pună amprenta personalității și atunci există riscul foarte mare ca cimitirul să-și piardă din entitatea lui actuală și să nu mai trezească un interes așa de mare ca în momentul de față. Da, eu pentru asta am și făcut aceste lucruri, pentru a apăra acest cimitir. Într-un timp oarecare a apărut semne pe cruce, făcută de. Și aici pot să aduc argumente. Fiertat Ion Vlăduțiu, un mare critic de artă, care a venit de la București și a intrat în cimitirul Vesel. Aia s-a întâmplat prin 79-80 și a găsit o cruce semnată cu numele Pop Dumitru, lucrat în 1977, și a venit aici la Casa Memorială, m-a cunoscut, că nu ne-am cunoscut până atunci, și a început să mă ia mai așa, mai de la îndepărtare, și m-a adus până la subiect și a spus, dumneata, știi ce lucrez? Și am zis, cruci, ca oricare om, dar dumneata, ai o creație a dumneatale, ceea ce faci acum? Zic, nu, eu continuu, e o muncă.
Dar știi că dumneata n-ai dreptul să te semnezi pe aceste lucruri? Și am întrebat de ce. Fiindcă dacă dumneata te semnezi și vine altul și se semnează, se pierde acest șimitir. Și din cauza asta, eu am peste 600 și ceva de cruci în cimitirul Vesel, care s-au scos din ele, care nu mai există acolo, sunt pe la oameni, pe acasă. N-am semnat crucile. A venit unul după 2000 și a început să semneze crucile. Și a spus, măi omule, nu semna că nu-i dreptul de autor. Dreptul de autor aparține lui Ion Stan Pătraș. Nu a pus nimic, modelul e același. Tehnica de lucru e modernă. Nu mai se lucrează cu dalta, nu mai se lucrează, nu se lucrează. Deci nu mai e creația din mâna omului, ci apare formele moderne de prelucrare a lemnului, ceea ce alterează cu foarte mare efect negativ partea creativă. Eu pot să vin cu argumente asupra acelea, eu o să chem persoane care cunosc această meserie, o să chem arhitecți care intră în mezul lucrării și o să dovedesc ce înseamnă o lucrare făcută cu mâna și o lucrare făcută cu aparatura. Aici e o chestie. Și am zis, măi, dacă facem ceva, să facem un lucru ca să ne ducă mai departe, că dacă nu-l facem să ne ducă mai departe, ajungem să distrugem ce a făcut acest om. A făcut un brand pentru Săpânța, care cei doi l-au distrus, fiindcă brandul era cruce tip Săpânța, albastru de Săpânța. Acum poate să vină oricine să facă albastru de Săpânța, poate să facă cruce de Săpânța, că nu este... Mai sunt cu drepturile de autor și mai putem să facem ceva ca să putem apăra. Și vom încerca. Eu oricum o să vin, dacă îmi vine sentința dată de la înaltă curte, voi încerca să fac un CEDO, să vedem ce spune CEDO. Acolo nu mai sunt relații, nu mai sunt pârghii prin care un judecător să nu-ți ia părerea. Eu n-am fost, am fost în fața judecătorului și părerea mea nu s-a luat în considerare. Da, v-am înțeles, domnul Pop Dumitru, stimat telespectatori, încerc să stau de vorbă și cu părintele Iustin Luțai, să vedem și punctul dumnealui de vedere, pentru că are cimitirul în administrare și cred că este direct interesat ca valoarea artistică a acestui cimitir să nu se piardă în timp. Situată în cadrul natural și pitoresc oferit de pădurea Baisa, aflată la 8 km de Botoșani, cabana Stejarul a fost și continuă să fie o emblemă a Botoșaniului. Cu spații de cazare ce oferă confort la nivelul pretențiilor actuale, cu o bucătărie care continuă să ofere mâncărurile tradiționale specifice Moldovei de Nord, cabana atrage ca un magnet turiștii care ajung în această zonă. Aici sunt găzduite evenimentele importante din viața de familie, precum nunți, botezuri, onomastici, dar și celebre agape prietenești. Dorințele dumneavoastră exprimate la telefoanele 0231 512914 și 0740 818173 vor fi îndeplinite cu promptitudine și profesionalism. Vă așteptăm cu mare drag! În laboratoarele Solomonescu, specialiștii au găsit gustul perfect al produselor lactate. Fă și tu parte din echipa de specialiști ai gustului. Alege calitatea! Alege Solomonescu! Să rămânem cu limba românească, credința ortodoxă, graiul acesta străbun și tradițiile să rămână. Stimați telespectatori, ați luat act de punctul de vedere exprimat de domnul Pop Dumitru, cel care a pierdut procesul la Înalta Curte de Justiție și Casației București și odată cu pierderea acestui proces s-a deschis cutia Pandorei cu privire la cimitirul Vesel din Săpânța, în sensul că toți cei care se consideră foști ucenici al lui Ioan Stan Pătraș vor avea dreptul de a realiza cruci și a le monta în acest cimitir. Desigur, cimitirul fiind sub administrația părintelui Luțai Iustin, cimitirul fiind de credință ortodoxă, sunt o serie de lucruri încă neclarificate. Încercăm în reportajul de față să stăm de vorbă și cu partea adversă în acest proces. De altfel, cred că vă amintiți din reportajul din vară, realizat tot aici la Săpânța, când am avut un interviu cu domnul
Stan Vasile Colțun. Din nou mă aflu la casa dumnealui din Săpânța și încerc să aflăm ce intenții de viitor sunt în condițiile în care tabăra dumnealui a câștigat acest proces. Deci, domnul Stan Vasile Colțun, ca să nu vă confundi cineva, că aici în Săpânța sunteți mult distant. Acum că ați câștigat procesul, ce intenții aveți în viitor? Să vă precizez ceva. Eu n-am fost cuprins în procesul respectiv. N-ați fost parte în proces, dar ați reprezentat această grupare, am înțeles. Da, pentru că și eu am fost ucenic și uite, am tot ce am de spus, am scris în cartea asta. Da, am discutat de această carte în vară, ați și citit din ea, de altfel ce ați scris acolo, dar acum mă interesează ce gânduri de viitor are gruparea pe care dumneavoastră o reprezentați cu privire la cimitirul Vesel, pentru că în condițiile în care ați câștigat acest proces sau tabăra dumneavoastră a câștigat acest proces, nu mai există monopol de drepturi de autor ale domnului Pop Dumitru. Gândurile care l-au stăpânit pe maestru care a lucrat și a creat cimitirul Vesel. Gândul lui a fost ca după el să rămână urmaș care să-i continuă. Pătraș nu poate fi înlocuit, dar trebuie continuat. Și cine să-l continue? Cei care sunt talentați și au darul pentru așa ceva. Indiferent că e unchiul, copilul lui Pop Dumitru, ginere sau cine ar fi, nu contează. Acei trebuie să continue, dar nu trebuie să-și asume dreptul unul asupra celuilalt și să-i supună la un fel de robie sau, nu știu cum aș mai numi-o, că cineva are dreptul suprem și numai cine e acceptat de persoana respectivă, acela trebuie să lucre. Nu. Pătrașul a avut 53 de ucenici și pe toți i-au acceptat, dar nu au rămas numai cei talentați care au continuat meseria lui și au dus-o mai departe. Ne uităm în momentul de față și ne pare foarte rău. În conjunctura asta nu e niciun tânăr care să fie la mijloc, care să învețe și să continue mai departe. Stan Dumitru, adică Pop Dumitru, e om mai în vârstă. Nepotul meu iarăși, bolnăvicioși. Dacă mor ei doi, că ei doi sunt acum cu crucile. Dacă mor ei doi, cine rămâne în urmă? O întrebare. Vedeți? Da, întrebarea asta puneți-o părintelui care administrează cimitirul din punct de vedere clerical, puneți-o primarului de aici care are în administrația legală cimitirul, puneți-o celor care au promovat imaginea acestui cimitir pe baza createlor de până în momentul de față, i-a creat această celebritate în lume și care poate să decidă soarta de viitor. Pentru că, vedeți dumneavoastră, domnul Stan Vasile, în momentul în care toată lumea are dreptul în urma acestui proces să realizeze cruci în cimitir, nu credeți că există riscul să piardă valoarea adevărată de artă a cimitirului și să cădeți într-o desuetudine care să distrugă celebritatea pe care ați câștigat-o cu ani mulți de muncă? Tocmai aici e problema spinoasă, pentru că aici trebuie să se gândească și Pop Dumitru și ceilalți care mai lucră, adică unul mai lucră, nepotul meu. Amândoi trebuie să gândească la problema asta. Și dacă găsesc talente, dacă găsesc copii mai tineri, bărbați mai tineri care pot și au dorința asta și au darul de a lucra cu așa ceva, trebuie să-i antreneze în munca respectivă, să rămână după ei în continuare cine se lucrează, pentru că Pătraș, repet, trebuie continuat, dar al înlocui nu poate nimeni, el a fost un unicat. Domnul Stan Vasile, să înțeleg că în spatele acestor procese, spunea domnul Pop Dumitru că au fost două procese, în spatele acestor procese stă partea pecuniară, partea materială, adică câștigul financiar? Nu știu dacă stă câștigul financiar, dar e ceva făcut dintr-un fel de ambiție de a fi titular total pe meseria respectivă și nu se poate, așa ceva nu se poate.
Nu se poate, pentru că ceea ce a creat Ion Stan Pătraș este un bun comun, este un patrimoniu al comunii Săpânța și se pare că a devenit între timp un patrimoniu național și chiar internațional. Ori asupra unor astfel de patrimonii nimeni nu își poate pune amprenta de personalitate proprie, spună că eu sunt stăpânul acestor bunuri. Dar am înțeles de la domnul Pop Dumitru că deschiderea largă a acestor foști ucenici a lui Pătraș ar însemna în același timp și o pierdere din valoarea artistică a realizării crucilor, o pierdere din valoarea acelor epitafuri care se scriu pe cruce și că există riscuri majore ca cimitirul să nu mai fie cel ce este în prezent. Tocmai de aia ei ar trebui să declare oamenii ăia care să instruiască tineretul, care, cei care doresc să urmeze cariera respectivă, să-i instruiască și să nu se piardă nimic din ceea ce a creat Pătraș. Adăugirile și transformarea, așa cum am scris eu pe coperta cărții ăștia, Pătraș nu se poate, nu poate fi înlocuit, dar trebuie continuat. Și aici jos am scris în felul următor: păstrați intact modelul sacru așa cum l-a creat Pătraș. Nu-i modificați portretul după modele de oraș. El trebuie să rămână pur și simplu cum l-au creat Pătraș. Și copiii trebuie, care urmează cariera și care doresc să urmeze, trebuie educați în spiritul ăsta. Dar nu trebuie opri pe nimeni absolut. Am să vă pun o întrebare foarte sensibilă. Dar am să vă explic îndată și de ce vă pun această întrebare. Aparțineți unui cult religios? Da, sunt adventist. S-a pus problema de către domnul Pop Dumitru că ar fi un fel de coaliție a acestor culte să distrugă mitul cimitirului ortodox din Săpânța și că procesul înalt a Curții de Justiție și Casației de la București ar fost influențat de înalte personalități care aparțin cultului dumneavoastră. Nu e adevărat așa ceva. Păi dar eu de bună voie m-am dus ca ucenic la Pătraș și cu acceptul cultului. Eu am fost un reprezentant a cultului, că am condus gruparea adventistă de aici. Și am lucrat cât au trăit Pătraș. De ce nu a spus Pătraș lucrul ăsta niciodată? E o falsă acuzație, nu e adevărat. Dar și cultul dumneavoastră e tot ortodox? Da, ortodox înseamnă drept credincios. Ortodox, ortodox adventist. Da, cultul adventist este considerat o aripă a credinței ortodoxe. Adică aveți dumneavoastră niște criterii proprii. Avem și speranța, postul de radio, de televiziune și tot. Suntem în toate drepturile. Deci să înțeleg că nu există un scenariu diabolic în spate care să aibă un scop negativ cu privire la imaginea cimitirului Săpânța. O acuză nedreaptă. Nu. Spuneați dumneavoastră în vară că am mers la lege, adică ați mers la judecată și ați câștigat. Nu eu. Spuneam despre... Tabăra dumneavoastră. Da. Ce credeți că ați avut dumneavoastră mai puternic argument decât Pop Dumitru? Pentru că s-a urmărit nu un interes egoist, ci s-a urmărit ducerea mai departe a tradiției care au creat-o Pătraș, așa intact cum a creat-o el, fără modificări, fără adaosuri, fără lucruri. Nu. Și am avut în vedere lucrul ăsta și mi s-a părut cumva rău când am văzut că apar și niște școale, niște lucruri, niște acuzații nedrepte care se ridică împotriva celor care, da, că doi au fost, fratele meu, care a murit în timpul procesului, nu mai trăiește, a avut 83 de ani, și a fost nepotul meu și a fost Pop Dumitru, atât. Da, am înțeles, domnul Stan... Mai fost și Stan Ion Nacu, dar el e plecat în Australia și a ieșit din proces. Eu vă mulțumesc că ați acceptat să stați de vorbă din nou cu noi. Stimați telespectatori, aplic și eu regula rabinului. Și domnul Ion
și domnul Pop Dumitru are dreptate și domnul Stan Vasile Colțun, care reprezintă tabăra adversă, are dreptate, să vedem ce va spune părintele Luțai Iustin, pentru că dumnealui se pare că în momentul de față a primit mingea în teren și să vedem ce face cu ea. Să rămânem cu limba românească, credința ortodoxă, graiul acesta străbun și tradițiile să rămână. Stimați telespectatori, suntem la finalul reportajului nostru. Ați putut lua act despre poziția pe care o are Pop Dumitru, cel care se consideră urmașul lui Ioan Stan Pătraș, fondatorul cimitirului Vesel din Săpânța. Ați putut asculta și varianta domnului Stan Vasile Colțun, cel care reprezintă tabăra ce vrea liberalizarea dreptului de a realiza cruci în acest cimitir de către toți cei care pot demonstra că sunt urmașii lui Stan Pătraș, că i-au fost ucenicii acestuia. Care va fi viitorul acestui cimitir? Este greu de spus. Părintele Grigore Luțai a refuzat să comenteze acest subiect pe motiv că dumnealui o să aibă grijă ca cimitirul care există în această formă în momentul de față să existe și în viitor și să-l ferească de chiciuri sau de alte năzdrăvănii care să-i diminueze valoarea de cimitir care reprezintă practic o artă naivă care reprezintă simboluri ale comunei Săpânța, cum ar fi albastrul de Săpânța. Așadar, povestea cimitirului Vesel se pare că se încheie într-o notă tristă. Referitor la sărbătoarea Luminația, ați putut vedea cadre luate din cimitir. Oamenii vin să își comemoreze morții, le aprind lumânări, le-au adus buchete cu flori și, cum spunea părintele, această sărbătoare este una de tip apusean. Ea este valabilă numai pe spațiul Ardealului, pentru că în această zonă s-a înrădăcinat. În Moldova, în Muntenia, nu există o astfel de tradiție. Reportajul nostru se oprește aici, așa că urmează să vedem în ce măsură vom putea să dăm curs provocării părintelui Grigore Luțai de a fi prezenți aici și la anul, în 2018, de bobotează în 6 ianuarie 2018 pentru a realiza un alt reportaj cu tradiții și obiceiuri creștin-ortodoxe din zona Săpânța. Eu vă spun la revedere, ne întâlnim sâmbăta viitoare la aceeași oră.